final press conference of the Daily Black Tourism project. My name is Ekaterina Yordanova and I'm representing the Human Resources Development Agency from Russia, Bulgaria, which is a partner in this project. Este Jiren de Vosma Prezin, numele meu este Hatzi Egan Mudan, reprezint Asociația Acces pentru Toți, partener în cadrul acestui proiect. O să prezentăm rezultatele proiectului această conferință de presă finală. O să încerc să traduc simultan, să vedem pentru persoane care nu înțeleg perfect engleză, o să trecem slide pe slide și o să traduc. The project, as my colleague already presented it, they are the lead beneficiary, the Access for All Association. The partners were the two ministries from Romania and Bulgaria, and we also, as the Human Resources Development Agency. The project was the project duration was 2 years, so it started in 2017 and will end this August. And it was financed under the cross-border cooperation program Interreg 5A Romania Bulgaria. Colega mea, Caterina, a prezentat faptul că noi Acces pentru Toți suntem liderul acestui proiect. Ceilalți doi parteneri care nu sunt prezenți, din păcate, la această conferință de presă sunt cele două ministere ale turismului, Ministerul Turismului din Bulgaria și Ministerul Turismului din România. Proiectul a avut o durată de implementare de 2 ani de zile și se încheie pe 22 august anul acesta. A fost finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. The main part of the project were a lot of trainings which were carried on during the 2 years. The main topics, they covered tourism, and here are the titles, criteria and certification systems for sustainable tourism, sustainable management of tourism destinations, using ecotourism handbooks for helping private tourism operators to develop and market their offer, development of sustainable tourism infrastructure and sustainable tourism indicator system. Dintre principalele activități ale proiectului, nucleul central acestui proiect a fost activitățile de training. Aici avem principalele topicuri care au fost discutate în aceste activități de traininguri. De asemenea, am adus și niște broșuri de prezentare a proiectului și a rezultatelor proiectului puteți lua după finalizarea conferinței de presă. Nu o să mai trec prin activități, sunt prezentate aici. În mare, toate activitățile au fost legate de turism și dezvoltarea ecoturismului în regiunea transfrontalieră. Here you can see pictures from the trainings from this module. They were carried in Bulgarian and Romanian cities. Participants in the trainings were representatives of public administrations, also NGOs from the field of tourism, and anyone interested to think about ecotourism and to implement it. So all the training materials are uploaded on this website. There is also a Facebook page which you can visit and get more information. And the platform is available in English, but also in Romanian and Bulgarian. Caterina ne-a prezentat niște poze de la cursuri, de la fiecare modul. Modulele au avut loc atât în România cât și în Bulgaria, fiind un proiect transfrontalier. Participanții au fost în principal reprezentanța autorităților publice locale, reprezentanța ONG-urilor și experți în domeniul turismului. Toate cursurile și suporturile de curs care au fost prezentate în cadrul proiectului se regăsesc pe platforma proiectului, platforma care este disponibilă în română, în bulgară și în engleză. Among the other activities besides the trainings, two studies were made on the identification of legal barriers for the development of tourism infrastructure. A study on the cross-border statistics systems, they are also available on the website. Also 10 cross-border tourism products were developed. Two familiarization trips of the experts that took part in the trainings were made, as well as two farm trips for tourism journalists and tour operators with the idea to promote the region and to attract more visitors.
Also, there was a conference on the important tourism issues and two press conferences, the one right now taking place here in Georgia. Printre alte activități ale proiectului au fost elaborate două studii, un studiu privind identificarea barierelor legale cu privire la dezvoltarea infrastructurii turistice în zona transfrontalieră, un studiu privind sistemul statistic al turismului sustenabil în partea transfrontalieră. De asemenea, au fost dezvoltate 10 produse transfrontaliere privind turismul sustenabil. Au mai avut loc două excursii pentru acești ofițeri, cum i-am numit, acești participanții la traininguri, și au mai fost încă două excursii de familiarizare. Ambele au fost transfrontaliere, s-au derulat pe o durată de 3 zile, o zi jumate în România, o zi jumătate în Bulgaria. Celelalte două excursii au fost pentru jurnaliști și tur operatorii din zona transfrontalieră. De asemenea, au mai fost conferințe și această conferință de presă la care ne aflăm astăzi. And I wanted to show you some pictures from newspapers and online media that the journalists actually published in order to promote the region and all the things that could be interested to be visited in the cross-border area. You might recognize some of them because they are taken both in Bulgaria and Romania. Aici sunt câteva articole de presă pe care jurnaliștii care au participat la aceste excursii le-au realizat în urma participării acestora la excursii, unde au promovat zona, potențialul turistic al zonei transfrontaliere. A lot of videos and photos were also made. Tour operator company from Ruse actually developed an excursion, one-day excursion to the natural park in Cumana, so I think this is a good, how to say, a good benefit for everybody in the area. Multe filmulețe de prezentare au fost realizate de către blogeri și poze care au fost puse în mediul online. Un tur operator din Ruse chiar a dezvoltat un pachet turistic, o excursie de o zi din Ruse spre Parcul Natural Cumana. Now the technique allows me, I would like to show you a very short movie from a Romanian blogger who visited some places in Bulgaria and took this. O să încercăm acum să vă arătăm un filmuleț realizat de un blogger român care a făcut un filmuleț de prezentare a anumitor locații care le sunt în Bulgaria. Thank you.
much for taking part today. I also want to thank you, Ms. Clara Marculescu, for inviting you on our behalf. If you have any questions, you can contact us. I can send this presentation after the press conference to the email addresses you've registered with, and we are open for any questions after we finish. Vă mulțumim pentru prezență. Dacă aveți alte întrebări, puteți să ne adresați acum, puteți să le trimiteți și pe mail. Vom trimite pe mail tuturor persoanelor doritoare prezentarea care a avut loc în această conferință de presă. Și dacă există întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră.